Protestul a degenerat în jurul prânzului. În fața Palatului Cotroceni, câțiva sindicaliști din poliție s-au certat cu jandarmii pe care i-au acuzat că ar fi primit ordin să-i bruscheze, amendeze sau gazeze. La un moment dat, protestatarii au aruncat și cu fumigene. Suntem polițiști, respectăm legea, nu încălcăm cu nimic legea, nu avem nimic periculos care să pună viața colegilor în pericol și a nimănui. Era o pungă în care erau niște fumigene, nimic altceva. Probabil au crezut că avem bombe, avem ceva. Noi suntem militari, respectăm legea, din păcate ei nu respectă. Angajații din poliție au cerut demisia guvernului. Mai mult de atât, susțin că sunt nemulțumiți de faptul că stau în stradă de câteva zile și pare că nimeni nu îi bagă în seamă. Jandarmeria este un instrument politic. Uitați-vă aici cum stau ca niște șacali. Mai spun că măsurile de austeritate impuse sunt ultima soluție la problemele economice actuale. Liderii de sindicat amenință cu proteste și în lunile următoare.